Bună! Hai să-ți arăt o idee de mic dejun hrănitor, sănătos și ușor de făcut. Voi pregăti astăzi porridge sau terci de mei. Este un mic dejun de post și fără gluten. Am nevoie de 50 de grame de mei pe care îl pun într-o stădeasă și îl clătesc foarte bine sub jet de apă rece. Apoi îl pun la fiert într-o cratiță cu 300 de mililitri apă. În momentul în care apa începe să clocotească, micșorez focul și acopăr o lac cu capac. Las să fiarbă 20 de minute. Meiul este fiert, așa arată. Peste el adaug 100 de mililitri lapte vegetal. Am aici lapte de caju făcut de mine. O să las rețeta lui într-un link în primul comentariu. Mai adaug 50 de grame măr tăiat cu bulețe, o linguriță scorțișoară, 20 de grame nucă și 100 de grame fructe de pădure. De foarte multe ori se fac glume pe seama ce mănânc. Din fericire am învățat să le ignor. Dacă eu mă simt bine și dacă știu că mâncarea respectivă este sănătoasă și îmi pică bine, chiar nu mai îmi pasă ce zic alții. Dar am auzit de multe ori că asta e mâncare pentru papagal, pentru păsări, pentru cai. Dacă ți se pare cam multă scorțișoară, pune pentru început doar o jumătate de linguriță, amestecă totul și gustă. Eu una mănânc foarte multă scorțișoară, odată pentru că îmi place gustul ei, dar și pentru că este foarte sănătoasă. Este puternic antioxidant, reglează glicemia, ajută digestia. Nu că am mărunțit-o de data asta cu cuțitul. Uneori o mărunțesc în robot. Fructele de pădure sunt congelate, le-am cumpărat în toamnă și le-am pus în congelator. În sezon, bineînțeles că folosesc fructe proaspete. Deasupra pun niște fulgi de nucă de cocos. Știi că de multe ori după ce mănânci te simți somnoros, fără energie, parcă nu mai ai chef să faci nimic. Ei bine, după acest mic dejun nu se întâmplă asta. Sunt curioasă dacă tu gătești cu mei și în ce fel de rețete îl pui. Punem în comentarii. Spor la gătit și ne auzim data viitoare. Pa, pa!